Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Așa cum vă spuneam și în episoadele anterioare, o nouă campanie online pe pagina de Facebook a Editurii Herald și de asemenea pe site-ul Editurii Herald. Ellen Watts și înțelepciunea nesiguranței Ellen Watts, un personaj cu totul și cu totul fascinant. Un uh, mare gânditor uh, și filozof uh, britanic, uh, non-conformist. Astăzi. Uh... Vom vorbi despre două cărți din seria de autor Ellen Watts. Este vorba despre viața ca extaz, natura, femeia, bărbatul și uh, un alt titlu, de o ceea ce ești, uh, alături de uh, prietena noastră dragă, Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală. Uh, nu uitați de campania uh, Ellen Watts și înțelepciunea nesiguranței intrând pe site-ul editurii Herald veți găsi această campanie www.editura.herald.ro Toate titlurile din seria de autor Ellen Watts au o reducere substanțială. De asemenea, lăsând un comentariu, o întrebare, un gând la toate aceste episoade din cadrul rubricii Cărți deschise pentru minții deschise, cele care au legătură cu titlurile, cu cărțile lui Ellen Watts, cel mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. De asemenea, nu uitați și de concursul Ellen Watts de pe pagina de Facebook a Editorii Herald. Viața ca extaz, natura, femeia, bărbatul. Andreea Ionescu. Uh, uh, Neața. Uh, viața ca extaz, titlul unei cărți de Ellen Watts, iar ca subtitlu Natura, femeia, bărbatul. Uh, cum vede Ellen Watts uh, viața ca extaz și uh, cum vede raportul cu Partea aceasta materială a vieții noastre, cea spirituală, raportul între femeie și bărbat, pentru că vorbim, cum spuneam puțin mai devreme, de o personalitate uh, cu totul și cu totul fascinantă. Uh, unii l-au, uh, eu știu, etichetat drept hedonist uh, pentru faptul că uh, avea un anumit stil de viață. A fost căsătorit de trei ori, mulți copii, și mai discutăm pe, pe, pe parcurs. Și faptul că una dintre marile lui preocupări ale vieții sale și ale operei sale a fost, până la urmă, sensul pe care noi, ca oameni, îl dăm vieții. Absolut, un hipiot filozof. Eu îl ador din punctul ăsta de vedere, pentru că e un personaj care nu se conformează normei, ci o dă deoparte și se duce să sape mai uh, adânc ca să înțeleagă ce și de ce. Uh, uh, asta face și îndevină ceea ce ești, și toate cărțile lui au uh, această intrare profundă, ascunsă în subtil, iar pentru mine, de exemplu cartea asta care face niște legături între spiritualitatea profundă și sensul masculinului și al femininului este de fapt despre asumarea unor roluri care provin din nimic altceva decât din ceea ce este natural. El începe cartea cu o lungă excursie despre natura naturii, și despre descoperirea legilor care funcționează în natură, deci da, suntem în viața exterioară. Dar dacă o descompunem în bucăți ca pe produsele de la un mare magazin pe care nu o să-l menționez acum și le facem pachetel, vedem că dincolo de ele există niște legi imobile, pe care Ellen Watts le-a extras din zen. Deci, mie mi se pare că dacă ne uităm la structura acestui personaj care este extrem de colorat. Și de eterogen uneori, dacă te uiți la ce a făcut, da? că a plecat de la budism, s-a dus și s-a a, -a făcut preot catolic, adică un nebun, da? pozat cu mala la gât, fumând niște lucruri despre care nu vrem să vorbim în această emisiune. Dar care dar... fac parte din viața lui, adică asta exact. el, el a trăit, el vorbește despre, despre experiență, spune că experiența, de fapt, este totul. Absolut. Și învățarea asta experiențială este unul din lucrurile cu care și eu m-am întâlnit în budismul tibetan de data asta și care mi se pare extrem de valoros pentru că la un moment dat ajunge într-o zonă pe care mintea conceptuală nu mai poate să o pătrundă. Și aia este zona în care înaintezi ca un orb sau ca și cum ai fi legat la ochi și percepând cu o percepție nouă ceea ce este în jurul tău. Mie, asta mi se pare că este darul suprem al analizei lui Alan Watts. Reușește să intre în zonele alea nevăzute. Și pentru cine se întreabă, ia, da, eu de ce n-am o relație? Sau de ce merge prost relația mea? Asta e o carte fundamentală pentru că te face să meditezi la sensul profund al masculinului și al femininului, pornind exact de la aceste modele care există în natură, de, de la legile existenței naturii și atunci de la ceva care este în mod fundamental corect. În plus, ce mai face acest nebun frumos pe care îl repet, îl ador, este că uh, scrie toate lucrurile astea cu o ușurință sclipitoare. Eu am devorat toate cărțile lui, niciuna nu mi s-a părut foarte grea. Pentru că le aduce, aduce zenul ăsta estic, închis, Într-un limbaj occidental, plăcut, curgător, el scrie fluent, citești fluent și ai senzația că ești în fața acestui flux clipitor de inteligență și de introspecție care este seducător. Uh, pentru că spuneai puțin mai devreme și mi-a atras atenția ceea ce ai spus... Uh apropo de uh, relații și de raportul acesta, felul, felul în care vede el femeia și, și bărbatul. Uh, probabil că el ne invită, prin uh, or, unele din cărțile sale, ne invită la un soi de autoanaliză, la un soi de introspecție. Uh, pentru Descoperire că... de sine, exact. cum spune, la descoperă ceea ce ești. Pentru că de cele mai multe ori, chiar și în relațiile pe care le avem cu ceilalți, indiferent că vorbim despre relațiile, nu știu, de cuplu, relațiile cu copiii noștri sau relațiile cu părinții noștri sau cu cei apropiați. Avem de cele mai multe ori tendința și probabil că de aceasta, din cauza aceasta perpetuăm anumite greșeli și anumite tipare uh, relaționale din trecut. Faptul că uh, avem tendința de a da vina pe ceilalți, fără să ne gândim la noi și să lucrăm puțin cu noi. Măi, dar dacă, dacă eu am senzația că o relație nu merge sau că nu sunt într-o relație pentru că și relațiile mele precedente au fost disfuncționale, mă invită cumva la această introspecție. Adică s-ar putea ca nu celălalt să fie de vină, așa cum mie mi-este foarte ușor să transfer această vină pe celălalt. Exact. Și stai puțin să mă gândesc un pic dacă nu cumva am ceva de lucrat la mine. Și ar fi mai autentic să lucrez cu mine decât să dau vina pe celălalt. Sorin, știi cum e relațiile astea disfuncționale sunt ca un pod rupt. Și dacă eu aștept ca celălalt să uh, reconstruiască tot podul, nu o să se întâmple niciodată. Citeam de dimineață o notă publicată de o bună prietenă într-o carte de anticariat pe care a cumpărat-o, mă rog, și cartea foarte interesantă, dar era o notă din înțelepciunea Maia. scrisă de mână de un părinte care probabil că a dăruit această carte copilului și nota era scurtă. Copilul a plecat și nu mai putea să se întoarcă și atunci părintele i-a spus întoarce-te până unde poți că restul de drum îl fac eu. Și întorcând numai la analogia cu podul, Fac eu tot ceea ce ține de mine ca această relație să fie funcțională? Sau sunt eu acel partener ideal? M-am reconfigurat astfel încât să fie o persoană lângă care cineva să-și dorească să trăiască? Că astea sunt întrebările. Și mai mult decât atât, trăim într-o epocă în care confuzia dintre rolurile masculin și feminin este uriașă. Exact. Eu mă gândesc zilnic în terapie cu. Uh, în special cu femei care și-au pierdut sensul feminității proprii, până la nivelul la care el aterizează în fiziologic și au tulburări uh, în zona de reproducere. Și dacă ne uităm la uh, toată povestea asta, înțelegem că este cu atât mai mare nevoia să ne <coughs> reintegrăm acele. Abilități profunde. Deci eu nu vorbesc despre împărțirea tradițională a rolului cu ea, gătește și el exact. muncește. Da, da, da. Nu despre asta e vorba, ci este vorba despre o asumare profundă a identității noastre sexuale și uh, lucru cu ea. Deci dacă vreți ceva, citiți cartea ca asta. La fel dacă vreți să ieșiți din nebunia și din haosul în care suntem, pentru că Elon Watts vorbește despre nesiguranță, dar vorbește și despre anxietate. Și arată, poate o fi un hedonist, dar toată civilizația noastră este hedonistă în momentul ăsta. Toți alergăm după plăcere și după aia ne supărăm că ni se ia. Ori dacă citiți cărțile astea două măcar, o să vedeți că, practic, în momentul în care te reîntorci în centrul ființei tale și începi să înțelegi mai bine ce este acolo? Pentru că nu este nici despre marca hainelor, nici despre automobilul pe care îl conduci, nici despre mai știu eu ce. Vila în care locuiești. Edificată. Da? Deci noi nu suntem coaja noastră, noi suntem miezul nostru și asta este ceea ce te scoate și din nesiguranță și te scoate și din anxietate și te reidentifică cu ceea ce tu de fapt ești. Eu nu aș vrea să fac prea mare spoiler la cărți, pentru că e interesant ca fiecare să le parcurgă și să-și tragă propriile concluzii și eu invit pe această cale pe oricine să-mi scrie după ce a citit cartea și are întrebări sau comentarii. Adică este important să ne uităm la uh, înțelepciunea profundă pe care o, o transmite în paginile astea, gata, digerată, noi nu mai trebuie să mai trudim prin viață ca să înțelegem lucrurile. A făcut-o el, un gânditor de mare adâncime. Gândiți-vă că prima carte a scris-o când nu avea nici 20 de ani. Fiindcă a avut niște părinți deștepți care, în loc să-i spună aoleo, nu-ți faci nimic cu chestia asta, l-au încurajat să facă ceea ce dorea să facă. Și așa a scris prima lui carte. Care mi se pare că era chiar înțelepciunea nesiguranței. Exact, da. Și care. Mie foarte interesant. și ceva. Foarte interesant că înțelepciunea nesiguranței a scris-o, paradoxal, într-un moment în care, din punct de vedere uh, financiar și din punct de vedere material, el nu stătea deloc uh, roz. Era uh, căsătorit, uh, fusese, uh, să spunem, dat afară ca pastor, deci era într-o perioadă de, 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 căutări și uite cum a luat naștere înțelepciunea nesiguranței. Da, deci eu aș zice așa, Watts este un manual non-tradițional, absolut non-tradițional de artă de a exista, cu rădăcini zen foarte puternice. Mm. Și mie îmi place că ia zenul ăla foarte ermetic și îl desfacem bucăți pentru tine, ca să înțelegi și tu, muritor de rând, despre ce e vorba. Regăsești principiile tau peste tot. Pentru mine, personal, cartea despre Tao a fost cartea care m-a ajutat să înțeleg cum stau lucrurile în Univers. Deci m-a liniștit. Și taoismul, dacă ne uităm la el și la felul care e practicat în prezent, are moduri foarte eficiente de abordare a vieții, dar și a suferinței. Deci, eu zic așa că ceea ce e eficient înseamnă că are o rădăcină adevărată. Merită explorat, chiar dacă suntem creștini. Și atunci, uh, luați-l pe UATS ca pe un manual de bune practici în arta de a trăi. El este extraordinar din punctul ăsta de vedere. Eu l am citit cu sufletul la gură toate cărțile pe care le-am uh, avut. Pe unele mi le luasem singură, pe altele le-am primit grație lui Sorin și editure, editurii Herald ca să uh, le diger. Dar absolut toate cărțile mi-au dat câte o idee despre ce aș putea să fac altfel ca să trăiesc mai bine. Și cred că asta e principala propunere pe care o face Watson, să nu mai trăim ca tâmpiții. Da, Viața ca extaz, o carte putem spune provocatoare și mereu actuală, pentru că Ellen Watts este, se pare, mereu, mereu actual. O carte care reexaminează locul ocupat de umanitate în lumea naturală și relația dintre spirit și trup în lumina daoismului chinez. De asemenea, devină ceea ce ești, așa cum sugerează și titlul. Reprezintă o colecție de scrieri ale lui Ellen Watts, care tratează dilema celui ce se caută pe sine, exact ce vorbeam noi puțin mai devreme, apropo de regăsire și de introspecție, căutare pe care adeseori o facem sacrificându-ne capacitatea de a ne vedea viața așa cum este ea. Uh, îți mulțumesc foarte mult uh, Andreea pentru, pentru aceste informații și pentru uh, recomandările de carte, sunt convins că uh, cititorii uh, vor citi aceste două cărți, Viața ca extaz Natura, femeia, Bărbatul și Devină ceea ce ești și se vor îmbogăți, și vor îmbogăți viața din punct de vedere spiritual cu uh, înțelepciunea lui uh, Ellen Watts Dragii noștri, alături de Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală, am vorbit astăzi despre uh, acest personaj fabulos, Ellen Watts, gânditorul, gânditorul britanic, uh, cel mai insolit am, am putea spune, uh, hipiot, așa cum, uh, cum a spus și... Uh, Andreea și care cred dar că. Ea filozof. Lă... Filozof, exact, dar cred că și-a lăsat uh, puternic amprenta uh, asupra acelei perioade de la sfârșitul anilor 60, pentru că chiar spunea la un moment dat într-o carte uh, faptul că a, asta cumva făcând o mică paralelă cu ceea ce se întâmplă acum în America toată nebunia asta. Faptul că acest nonconformism al acelei perioade și, și tot stilul acesta de viață hipiot, în momentul în care devine normă sau devine un fel de a, de a trăi, cumva se sustrage nonconformismul. Adică devine și el un soi de conformism. Atâta timp cât Dar în rămâne... alte, reguli, Dar -a alt -a alte reguli, exact, atâta timp cât nu rămâne în acea opoziție față de uh, felul de a trăi al, uh, al celorlalți viața care să scasă... mai spun o chestie sigur, Sorin, dacă îmi dai voie, uh, mie mi se pare că Watts a înțeles foarte bine care sunt hibele societății occidentale. Și cărțile lui vin cu o prescripție extrem de deșteaptă, de antibiotic pentru toate aceste infecții sociale pe care le trăim în perioada asta. Și în momentul în care le citești, îți dai seama că ai o alternativă de a te organiza altfel. Da, poți să funcționezi foarte bine lumea în lumea care te înconjoară, nu trebuie să te duci ca el pe munte, știți că era fascinat de retragere și de sihăstrie și își croise un întreg univers pe munte. Dar uh, poți să rămâi jos în oraș și să lucrezi cu orașul, însă așezându-te pe niște fundamente de valori personale, care te fac să nu iei razna. Mie asta mi se pare extraordinar. Deci îți dă o posibilitate de a te rădăcina într-o axă de valori și toată furtuna care vine peste tine, uitați-vă ce se întâmplă acum în lume, că am avut virus, că este nebunie uh, socială în America, uh, mai sunt niște războaie care uh, mocnesc pe aici, pe acolo. Ce am de făcut în tot balamucul ăsta? Păi singura șansă este să stau centrat. Și uh, Watts vine cu un manual extraordinar de artă a axei mele verticale care face legătura între cer și pământ. Mulțumim foarte mult, Andreea. Viața ca extaz, natura femeia, bărbatul, devină ceea ce ești. Nu uitați, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, veți găsi campania online Ellen Watts și înțelepciunea nesiguranței. Toate titlurile din seria de autor Ellen Watts cu o reducere substanțială. De asemenea, cum spunea și Andreea puțin mai devreme, așteptăm întrebările dumneavoastră, gândurile despre Ellen Watts pentru cei care au citit cărțile sale, întrebări, noi vă răspundem și cel mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. Vă mulțumim foarte mult! Vă așteptăm la un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Mulțumesc mult, Andreea! Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută la cărțile lui Ellen Watts. La revedere! Numai bine!